Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. Poate numele lui Isus, Dumnezeu cu noi, să reprezinte firea lui Dumnezeu în ansamblul său? Poate să îl definească complet pe Dumnezeu? Dacă omul spune că Dumnezeu poate fi numit doar Isus și nu poate avea alt nume pentru că Dumnezeu nu își poate schimba firea sa, aceste cuvinte sunt într-adevăr o blasfemie. Crezi că numele Isus, Dumnezeu cu noi, de unul singur îl poate reprezenta pe Dumnezeu în ansamblul său? Dumnezeu poate fi cunoscut sub multe nume, dar printre aceste multe nume, nu există unul care să poată cuprinde tot ceea ce este Dumnezeu, nici unul care să-L poată reprezenta complet pe Dumnezeu. Și astfel Dumnezeu are multe nume, dar aceste multe nume nu pot defini complet firea lui Dumnezeu, pentru că firea lui Dumnezeu este atât de bogată încât pur și simplu depășește capacitatea omului de a-L cunoaște. Omul nu are cum, folosind limbajul omenesc, să-L cuprindă complet pe Dumnezeu. Omenirea are un vocabular limitat cu care să cuprindă tot ceea ce știe despre firea lui Dumnezeu. Măreț, onorat, minunat, de nepătruns, suprem, sfânt, drept, înțelept și așa mai departe. Prea multe cuvinte. Acest vocabular limitat este incapabil de a descrie puținul din firea lui Dumnezeu la care omul a fost martor. De-a lungul timpului, mulți alții au adăugat cuvinte pe care ei le-au considerat mai capabile de a descrie râvna din inimile lor. Dumnezeu este prea măreț, Dumnezeu este prea sfânt, Dumnezeu este prea minunat. Astăzi, oamenii care spun astfel și-au atins apogeul, totuși omul încă este incapabil de a se exprima clar. Și astfel, pentru om, Dumnezeu are multe nume, totuși El nu are un singur nume. Și aceasta pentru că ființa lui Dumnezeu este prea îmbelșugată, iar limbajul omului prea secătuit. Un anume cuvânt sau nume nu are capacitatea de a-L reprezenta pe Dumnezeu în întregimea sa. Deci crezi că numele Său poate fi neschimbat? Dumnezeu este atât de mare și de sfânt. Totuși, tu nu îi permiți să-și schimbe numele în fiecare nouă epocă? De aceea, în fiecare epocă în care Dumnezeu personal își face propria lucrare, El folosește un nume care se potrivește epocii pentru a îngloba lucrarea pe care El intenționează să o facă. El utilizează acest nume special, unul care posedă semnificație temporală, pentru a reprezenta firea sa în acea epocă. Acesta este Dumnezeu care folosește limbajul omenirii pentru a-și exprima propria fire. Chiar și așa, mulți oameni care au avut experiențe spirituale și L-au văzut personal pe Dumnezeu, totuși simt că acest nume specific este incapabil de a-L reprezenta pe Dumnezeu în totalitatea sa. Vai, acest lucru nu poate fi schimbat. Deci, omul nu îi se mai adresează lui Dumnezeu cu niciun nume, ci pur și simplu îl numește Dumnezeu. Este ca și cum inima omului este plină de iubire și totuși, de asemenea, împresurată de contradicții, căci omul nu știe cum să îl explice pe Dumnezeu. Nu există modalitate de a descrie cât de îmbelșugat este Dumnezeu. Nu există niciun singur nume care să poată rezuma firea lui Dumnezeu și nu există niciun nume care să poată descrie tot ceea ce Dumnezeu are și este. Dacă cineva mă întreabă ce nume mai exact folosești, le voi spune: Dumnezeu este Dumnezeu. Nu este acela cel mai bun nume pentru Dumnezeu? Nu este cea mai bună înglobare a firii lui Dumnezeu? Acestea fiind spuse, de ce depuneți atât de multe eforturi căutând numele lui Dumnezeu? De ce trebuie să vă bateți capul, fără mâncare și somn, toate de dragul unui nume? Va veni ziua când Dumnezeu nu va fi numit Iahve, Isus sau Mesia. El va fi pur și simplu
Creatorul. La acea vreme, toate numele pe care El le-a avut pe pământ se vor sfârși, căci lucrarea Sa pe pământ va ajunge la final, după care numele Sale nu vor mai exista. Când toate numele intră sub stăpânirea Creatorului, ce nevoie are El de un nume foarte corespunzător, totuși incomplet? Cauți încă numele lui Dumnezeu acum? Îndrăznești încă să spui că Dumnezeu se numește doar Iahve? Îndrăznești încă să spui că Dumnezeu se numește doar Isus? Poți suporta păcatul blasfemiei împotriva lui Dumnezeu? Ar trebui să știi că, inițial, Dumnezeu nu avea nume. El și-a luat doar unul sau două sau multe nume, deoarece a avut o lucrare de făcut și a trebuit să gestioneze omenirea. Indiferent de numele sub care este cunoscut, nu l-a ales El însuși de bunăvoie? Ar avea El nevoie de tine, una dintre făpturile Sale, să decizi? Numele sub care este cunoscut Dumnezeu este un nume care este în concordanță cu ceea ce omul este capabil să înțeleagă, cu limbajul omenirii, dar acest nume nu este ceva ce omul poate cuprinde. Poți spune doar că există un Dumnezeu în cer, că El este numit Dumnezeu, că El este Dumnezeu însuși cu mare putere, care este prea înțelept, prea preamărit, prea minunat, prea tainic, prea atotputernic și atunci nu mai poți spune nimic mai mult. Acest puțin este tot ceea ce poți să știi. Acestea fiind spuse, poate simplul nume al lui Isus să-L reprezinte pe Dumnezeu însuși? Când vin zilele de pe urmă, chiar dacă tot Dumnezeu este Cel ce face lucrarea Sa, numele Lui trebuie să se schimbe, căci este o epocă diferită.